Toate meciurile care trebuiau să se joace în perioada 7-9 mai au fost reprogramate, astfel că partidele din Liga 3-a din 7 mai se vor disputa pe 14 mai, iar campionatul urmează a fi decalat corespunzător. Potrivit cotidianului Glasul Hunedoarei, în afară de FC Hunedoara CSM Lugoj, din seria a 4-a a mai fost amânat și meciul CSI-Neu ASU Poli Timișoara, care trebuia să se dispute tot sâmbătă. În lipsa evoluției liderului, marea beneficiară a etapei a fost metalurgistul Cugir, care a câștigat în deplasarea de la Sebiș cu 2-0 cu Național și s-a apropiat la un singur punct de Poli. Alte rezultate înregistrate vineri au fost Pandurii Târgu Jiu 2 ACSO Filiaș 5-0 și CSU Craiova 2 Bechkere cu Mic 4-2. Etapa viitoare programează derbiul metalurgistul Cugir Performanța Ighiu, în care echipa care pierde spune adio visurilor de promovare, iar învingătoarea mai are dreptul să spere. FC Hunedoara joacă în deplasare la Filiaș, iar Cetate Deva tot afară cu Poli.